Bună ziua și bine v-am găsit de aici, de la Torino Web Știri, serviciul în limba română al redacției web din cadrul primăriei din Torino, www.comune.torino.it/ro. Această ediție este disponibilă și pe canalul YouTube. O puteți vedea la adresa www.youtube.com/youtube. Ambele adrese sunt vizibile, după cum vedeți și pe ecranul dumneavoastră. Începem cu o știre despre școală. Ministerul Educației și Învățământului din România a publicat zilele trecute listele cu repartizarea personalului didactic care va preda cursul de limbă, cultură și civilizație românească în Italia. La Torino au fost prevăzute 12 ore repartizate astfel. Circolo Didattico Lessona, Istituto Boselli și Scuola Elementare Pestalozzi cu câte 2 ore pe săptămână, din nou Scuola Elementare Pestalozzi cu 1 oră pe săptămână, iar Scuola Santia cu 5 ore pe săptămână. Profesoarele care au fost repartizate să țină cursurile în Piemonte sunt ungurean Mirela Luminița și Antoniu Ioana la Torino, iar pentru Alexandria a fost selecționată Jacot Elena. Și acum o știre utilă celor care se pregătesc să plece în acest weekend spre România. Înainte de a ieși din Italia, în orașul Udine, ați putea să faceți un popas și să profitați de manifestările care se desfășoară în acest oraș la sfârșit de săptămână. Cea de-a 5-a ediție a Festivalului Udine Solidale, Festivalul Culturilor Migrante, care are loc între 25 și 27 iulie în piața Castelului din orașul Udine, este dedicat României, românilor, dar și etniilor rom și sinti. Și tot la Udine vor putea fi văzute ultimele spectacole din cadrul Mittelfest 2008. Semnalăm doar 2 dintre acestea. Sâmbătă 26 iulie la orele 20:30 la Palazzetto dello Sport, Teatrul Fragilii Futuri va prezenta spectacolul Cabaret 900 sau Cronica unui răsărit de soare avortat, după textul Paparazzi de Matei Vișniec, în colaborare cu Academia di Romania di Roma și Mittel Festival 2008. Duminică 27 la orele 19 la Teatrul Ristori din Udine, Teatrul Maria Filotti din Brăila va juca în spectacolul Se caută un clown de același Matei Vișniec în regia lui Radu Nichifor. Cei care însă se grăbesc și merg întinși spre țară le dăm o veste bună. Odată intrați în România pot să circule liniștiți fără grija rovinietei, căci Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a decis ca până la 31 iulie 2008 să nu aplice amenzi automobiliștilor depistați că circulă fără rovinietă. Decizia companiei este explicată de faptul că mai multe puncte de distribuție au rămas fără stocuri de roviniete, pentru că din cauza aplicațiilor informatice diferite, un distribuitor nu poate comercializa atât noile modele de roviniete matcă-cupon, cât și pe cele vechi de tip Ecuson. Meteo. Vremea în România nu va fi deloc prielnică. Sfârșitul acesta de săptămână va aduce o vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice în nordul României, centrul și estul țării, unde vor fi condiții de grindină, în special în cursul zilei de sâmbătă. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar aversele izolate, vântul va sufla slab până la moderat. Ediția noastră de astăzi se încheie aici, vă dorim un sfârșit de săptămână bun și vă așteptăm la următoarea noastră ediție de marți, 29 iulie. La revedere și pe curând!